말이 되면 한 30분 돌자 64분 pe parcurs despre ce este vorba, da? Suntem legal constituiți, putem începe ședința. Prezența. Aprobăm ordinea de zi cu unitate, da? Microfonul. 17 voturi. Ordinea de zi aprobată cu 17 voturi. Cât suntem prezenți. Deci, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Tulcea domnului Ivan Pațaichin, personalitate marcantă a sportului românesc și internațional. Cine este pentru? Sunt însemnați pe votul, da? Unanimitate, deci... Sunt comentarii? Sunt discuții? Bravo! Înseamnă cel mai galonat sportiv al României și anume Ivan Pațaichin. Am spus că este o datorie de onoare a noastră a tulcenilor să procedăm la acest demers. Poate trebuia chiar mai devreme, îmi asum acest lucru, dar am lăsat cumva, dacă vreți, și timpul să decidă. Și pentru ceea ce înseamnă Ivan Pațaichin pentru România și nu numai, și în mod special pentru ceea ce înseamnă pentru noi tulceni și pentru aceste plaie. Odată că este vorba de recunoașterea unor merite sportive de excepție al domnului Ivan Pațaichin, care este cunoscut și recunoscut oriunde merge în lume, alături de alte glorii ale sportului românesc, glorii care, cel puțin în memoria colectivă, sunt mai proaspete decât domnul Ivan Pațaichin. Dar domnul Ivan Pațaichin, oriunde merge, chiar dacă performanțele domniei sale în timp înseamnă ceva, în continuare este recunoscut și chiar spunea domnul Ivan Pațaichin de un eveniment petrecut în afara granițelor României, unde niște oameni care l-au văzut se ciupeau și întrebau, este chiar domnul Ivan Pațaichin. Trecând peste acest aspect, nu, și trecând la sensul de apreciere și de onoare pe care a făcut-o acest om țării, în ultima perioadă, și aici mă refer la ultimii 4-5 ani, domnul Ivan Pațaichin s-a implicat extrem de mult în ceea ce înseamnă imaginea municipiului, județului, a deltei Dunării, prin acțiuni care promovează, în primul rând, respectul, dragostea față de natură și față de ceea ce înseamnă pentru noi tulceni și pentru România această minune pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, delta Dunării. Domnul Pațaichin este un promotor fervent al tuturor acțiunilor care scot în evidență frumusețile acestei zone și face eforturi deosebite pentru a promova în rândul comunităților din delte și nu numai. Și dacă vreți efortul de a readuce oamenii la dragostea față de natură, da? Și față de simplitate, și față de credință. Și pentru acest lucru, noi, tulcenii, îi suntem extrem de îndatorați, pentru că oriunde apare Ivan Pațaichin după domnia sa, tot ceea ce înseamnă medie națională și nu numai, este alături și evident că prin eforturile domniei sale, nu face decât să promoveze, într-un mod extrem de inteligent, simplu și eficient, imaginea județului nostru, care, așa cum am mai spus-o și nu preget să vă spun în continuare, asumându-mi, dacă vreți, și nuanța de patriotism local, este unul dintre cele mai frumoase județe ale patriei.
județe prin ce, frumusețe prin ceea ce ne-a lăsat Bunul Dumnezeu, ca și diversitate geografică, dacă vreți frumusețe prin frumusețea oamenilor, a sufletelor, celor care trăiesc în aceste plaiuri. Este de prisos să mai spun că, iată, alături de populația majoritară, pe aceste plaiuri trăiesc încă 14 minorități etnice, într-o concordie deplină și într-un bun exemplu, poate pentru cele mai bune exemple de bună practică din Europa. Colaborarea mea în calitate de primar cu domnul Bațaite a început din momentul când domnia sa mi-a făcut onoarea și marele privilegiu să vină la mine în birou și să-mi solicite sprijinul pentru un proiect comun, la care nu știu dacă a durat mai mult de 2-3 secunde și am spus da, este onorant pentru mine să pot să fiu partener în calitatea mea de primar cu marele, cu marele curiașul din Ivan Bațaichin într-un proiect care până la urmă nu viza decât promovarea orașului meu și a plaiurilor noastre și a județului nostru. Am făcut acest lucru, sunt extrem de mândru că, iată, pe parcursul ultimilor ani am fost și eu alături de domnul Ivan Bațaichin în acest parteneriat. Sunt extrem de mândru că, iată, domnul Ivan Bațaichin ne poartă, dacă vreți, imaginea, frumusețea acestor plaiuri, oriunde merge pe Mapamon și am constatat că, până la urmă, este o datorie de onoare a noastră față de ceea ce a însemnat și înseamnă și va însemna mult timp de acum încolo, Ivan Bațaichin, să emanăm acest titlu de cetățean de onoare. Evident că am avut o întâlnire pe calea undelor, dacă nu mă înșel, acum câteva seri, unde am avut privilegiu, împreună cu domnul Ivan Bațaichin și nu numai, într-o companie extrem de selectă, să dăm un interviu postului de radio, Radio România Internațional, și unde, evident, s-a discutat despre ceea ce înseamnă județul Tulcea, frumusețele acestor locuri și vis-a-vis de ceea ce înseamnă grija și implicarea administrației locale și a foarte multor personalități privind această politică care, cel puțin pentru noi, ar trebui să devină a doua religie și anume dragostea față de mediul înconjurător. Domnul Ivan Bațaichin excelează din acest punct de vedere, în ciuda unor eforturi deosebite pe care le face domnia sa, are, evident, o echipă în jurul domniei sale, sunt foarte mulți oameni care îl sprijină, probabil unii mult mai mult decât ar trebui să o facă, dar domnia sa, așa cum îl știm noi, tenace și ambițios, este clar că își va asuma rolul unei personalități marcante din acest punct de vedere, iar noi, în poziția noastră de, dacă vreți, de umil reprezentant al comunității locale, în poate vă spun, a fost extrem de onorant să pot să fiu partenerul domnului Ivan Bațaichin. Așadar, domnule Ivan Bațaichin, vă rog să-mi permiteți, în calitatea mea de primar, de reprezentant al comunității locale și evident că sunt și în asentimentul tuturor colegilor consilieri locali pe care îi salut și le mulțumesc pentru prezență, salut și prezența în sala celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean, a oamenilor de sport din municipiul și județul nostru, a reprezentanților comunității Rușilor din Poveni, o comunitate extrem de apropiată de sufletul primarului și nu numai, și a tuturor sportivilor prezenți în sală. Deci, vă rog să-mi permiteți, în numele tuturor celor prezenți în sală și în numele tuturor cetățenilor municipiului Tulcea, să vă înmânez astăzi titlul de cetățean de onoare al municipiului Tulcea. Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, acordă titlul de cetățean de onoare al Municipiului Tulcea domnului Ivan Bațaichin, cel mai mare canoist român, multiplu campion olimpic și mondial, pentru promovarea valorilor tradiționale românești și a ecoturismului în Delta Dunării. Domnul Ivan Bațaichin.
cheia orașului. Oricum, nu sunt pe tine, părinte. Da? Ok. Medalia... Da, medalia jubiliară a primăriei municipiului Turcea. Da? Insigna primăriei municipiului Turcea. Sperăm să vă vedem cât mai des de acum încolo. Această insignă. Și încă o surpriză, cu rugămintea ca când canoțile dumneavoastră fac traseul pe râul Dâmbovița și nu numai, să arborați drapelul primăriei municipiului Turcea. Da, un pic și să mișcați un pic scaunul ca să mulțumesc. Dragii mei, voi v-ați așezat cum v-ați... Cum am putut. Cum ați putut, da? O secundă. Ok. Mulțumim frumos. Și mai avem o surpriză, o ușoară consilier. Încă o dată aplauze! Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, aș vrea să vă spun că mă simt astăzi onorat și emoționat alături de dumneavoastră și aș vrea să transmit felicitările mele personale și a domnului președinte Horia Todorescu în mod expres, pentru că aș vrea să rețineți că și noi, Consiliul Județean, am avut această inițiativă, această gândire acum o lună de zi, dar pentru niște elemente de procedură s-a întârziat puțin acest eveniment și așa cum spunea domnul primar, el și așa este întârziat, ar fi trebuit să vină mult mai de mult. Pentru că meritele dumneavoastră sunt atât de mari încât ceea ce noi facem astăzi este chiar destul de mic. Aș putea spune că mă simt onorat, la fel ca toți ceilalți, că trăiesc perioada dumneavoastră și că pot să mă bucur odată cu dumneavoastră de toate aceste rezultate. Vă felicit încă o dată și vă rog să fiți sănătoți și să puteți să ne duceți pe toate celelalte numele atât au localitățile dumneavoastră, a orașului și a județului nostru, pentru că, într-adevăr, sunteți o emblemă care poate reprezenta cu cinste acest județ. Vă felicit! Dacă mai dorește cineva, domnul... Da, domnul director Liviu Ulrich, directorul Direcției Județene de Tineret și Sport. Vă rog, domnul director. Ca și reprezentant al sportului, aș vrea să vă transmit mesajul nostru. Suntem foarte mândri că Ivan Pațaichin este turcean, că provine din județul Turcea. Sunteți un model pentru noi și muncim ca să reușim să atingem undeva pe viitor, măcar să ne apropiem la valoarea performanțelor dumneavoastră. Vă felicităm pentru decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Turcea și ce să zic mai mult de atât? Muncim ca să putem măcar să succesăm. Mulțumim, domnul director. Decanul de vârstă al Consiliului Local Tulcea, domnul doctor inginer Gafar Cantemir. Domnul
domnule primar, doamnelor consilieri, domnul consilier, domnule Ivan Pațaichin, stimați invitați, pe mine m-a marcat, în primul rând, un eveniment în 1972, care acum vreo circa 4 ani am redat-o și dânsului și văd că e dat și în raportul de justificare a acordării titlului de cetățean. Eram student în 1972 și, ca orice student tulcean, urmăream lotul olimpic al României la Olimpiada de la München. De altfel, o olimpiadă extrem de dură și cu un atentat terorist. Lucru care normal nu e dat în material, îl știam noi care aveam vreo 23-24 de ani pe vremea aceea. La acea olimpiadă, lui Ivan Pațaichin, într-una din curse, cred că era calificări, i s-a rupt pagaia. Deci, copil cu circa 11 luni mai mic decât mine, deci vreo 22 de ani, dacă avea, eu aproape 23, student fiind, câtă ambiție de a termina cursa cu o gheoagă, efectiv, numai cu partea de mânări și ceva din rămășița aceea, din partea de lopătare a apei. A terminat cursa. Sigur că, tulcean fiind, vibrația era mai emoționantă, mai mare, pentru că noi urmăream tulcenii și prin dumneavoastră urmărim și întreaga pleiadă de mari sportivi pe care i-a dat Tulcea. Și mi-aduc aminte la întâmplare niște nume, sper să nu se supere cei care nu mi-aduc aminte. Simionov, Ismail Ciuc, Tâba, deci mari sportivi care i-a dat Tulcea și de care, normal, noi tulcenii urmăream mai mult decât pe ceilalți. Sigur că putem spune și de Hagi, care are origini tulcene, ca să mai spun cea mai la modă sportivă a ultimor zile, Simona Halep, care are origini tulcene din Eschibaba, adică Stejarul de astăzi. Și chiar taicu a jucat fotbal la Săgeata Stejarul, nu la Săgeata Năvodar, la Săgeata Stejarul a jucat. Și sigur că acea imagine de la Olimpiada din 72 München a fost a crea o emulație în rândul tinerilor, ceea ce astăzi încă nu există. Dumneavoastră ați fost exemple pentru toți tinerii generației dumneavoastră, ca să nu mai spun și generația următoare, că ați continuat și cu alte olimpiade, ați fost unul dintre cei mai longevivi și mai medaliați sportivi români și apreciat în toată lumea și eu, cum se spune aici, că prin anii 80 în Germania se vorbea de dumneavoastră, deci cu mult timp după Olimpiada de la München, și am avut o discuție în cadrul unui concern renumit în domeniul metalurgiei despre Ivan Pațaichin, care a câștigat Olimpiada atunci la München. Sigur, mă gândesc și la ceea ce ar trebui să fie pentru astăzi exemplele tineretului care astăzi trebuie să practice sportul și să devină tot la fel standarde ale României în lume. Singurul lucru care vă pot reproșa este că de ce aveți statuia în fața clubului Dinamo și nu în fața clubului Steaua. Dar știți că cum e. Dacă n-aș fi fost Dinamo, o creiam noi steliștii. Și așa că e o chestiune de întrecere, este foarte frumoasă. Este foarte frumoasă. Eu îi tachinez pe Dinamo Viști, dar dumneavoastră de copil ați plecat la Dinamo. Poate nici nu știați prea multe, dar ați fost cu un stelist împreună. Și ca să nu mai spun, sigur că sunteți un simbol al întregii României, nu al unui singur grup. Sunteți aparțineți românilor și cu atât mai mândri suntem că aparțineți original din Tulcea. Vă dorim multă sănătate, vă doresc și personal să reușiți în toate ce întreprindeți, să fiți în continuare un simbol al unei întregi națiuni. Mult succes, domnule Pațaichin! Mulțumim domnului Gabar Cantemir, domnul profesor, imediat, domnul... Mulțumesc! Am stat și m-am gândit cam din ce punct de vedere aș putea să vorbesc eu despre Ivan. Mă gândeam, din punct de vedere sportiv, că am și eu ceva tangențe, din punct de vedere al consilierului, din punct de vedere al cetățeanului, și am constatat că este teribil de greu să vorbești despre Ivan Pațaichin,
Cred că ne-ar trebui vreo câteva zile și n-am epuizat subiectul. Mă gândeam că totuși, în calitate de om, pot să vorbesc pe Ivan Bațaichiu. Despre performanțele lui și copiii de vârsta actuală, copiii tineri acum, ne spun câte medalii că a avut și a avut la ce olimpiadă. Deci Ivan Bațaichiu a rămas peste ani, iar peste timp. Ce face Ivan Bațaichiu acum, în calitatea lui de om al Deltei, este extraordinar. În calitate de om, în calitate de ce să spun, ce vrea să facă pentru țară, de văd un patriotism extraordinar. De la patriotism local, la patriotism național. Și spunea mai înainte domnul primar că vorbea cu Ivan, cineva prin Germania se ciupea. Eu știu, dacă Ivan mai aduce aminte câțiva ani când am organizat un muzeu al sportului la Tulcea, am plecat la Sulina și am nimerit acolo la cineva, la un ceaun cu porți de pește, care până am venit noi, când am intrat, era și Vasile Câmba și Bârlădeam și mă rog. Și când am venit, a început să plângă și făcea, domnul profesor, bă, cine mi-a adus? Ăsta e Ivan? Ăsta e un de al Deltei, care plângea și se bucura de vedea lui Ivan. Nu vă spun mai multe, pentru că nu avem timp, nici n-am cum să prin toate lucrurile. E cetățean de onoare al Tulcei. Onoarea este a noastră, a tulcenilor, că avem așa un cetățean de onoare. Ivane, să ne trăiești, dar vreau să fii sănătos. Mulțumim frumos, domnul inspector Tenantul. Putere domnului Bațaichin pentru acordarea acestui titlu de cetățean de onoare. Eu am două propuneri. Dânsul a anticipat una și pentru a materializa această onoare a celor Tulcea, aș propune, așa cum în fața stadionului Dinamo străzuiește o statuie a domnului Ivan Bațaichin, aș dori ca și municipiul Tulcea să fie o statuie care să imortalizeze această personalitate a Tulcei, domnului Ivan Bațaichin. Și a doua propunere, dacă sunteți de acord, ca intrările în Tulcea să fie străjuite de acele simboluri cu care dânsul a purtat acele victorii, de două sau trei canoce, dacă sunteți de acord. Încă o dată, felicitări și... Mulțumesc, vreau să vă răspund direct. Nu prea sunt de acord cu statuia, nici cu cea de la Dinamo n-am fost acolo. Mulțumim frumos, domnul consilier. Acum, dacă tot s-a invocat ambarcațiunile în sine, vreau să salut și prezența domnului Vasiliu, cel din mâinile căruia, sub îndrumarea colegilor, a apărut acest simbol, canotca, care iată, încet, încet cucerește Europa. Mulțumim, domnul Vasiliu, și pentru prezență. Apoi eu vreau să-mi cer puțin scuze. De aceea vreau să vă mulțumesc, domnule primar, Consiliul Local de asemenea, pentru această onoare. Chiar mă simt onorat și mă onorează acest lucru și mă obligă în același timp. Să știți că n-am început cu Mila 23, am început cu Tulcea. Pentru că Tulcea, după părerea mea, este poarta raiului al Deltei. Și asta va rămâne. De aceea am creat festivalul, iar anul acesta a ajuns deja la a patra ediție, la anul intră în calendarul european. Avansăm încet, așa, dar avansăm foarte bine. Vreau să vă spun că eu am câteva dorințe supreme aici, în orașul Tulcea. Ideea aceea de a construi canalul olimpic ECO, să fie unic din lumea aceasta, sper că o să-l facem cât de curând. De asemenea, faleza, să redea orașului partea veche a orașului, de asemenea, este un obiectiv al meu, împreună cu toți cei care mă sprijină. Și de ce nu, festivalul să devină un motor de promovare a întregului județ. Sunt foarte emoționat și nu găsesc cuvinte chiar acum. Ai zis foarte bine ce ai zis. Da. Ceea ce facem noi și mai ales echipa, că eu sunt de fapt un lian, să știți că am descoperit că avem peste 100 de specialiști în jurul proiectelor noastre. Suntem numai oameni deosebiți, oameni pricepuți la ceea ce fac.
Eu sunt așa un liant de a susține echipa și de a atrage către ea numai oameni deosebiți. Multă lume nu știe ce facem noi. Noi chiar insistăm și încercăm să promovăm tradițiile și patrimoniul acesta al județului și mai ales să facem în așa fel ca cu bani puțini localnici să aibă de câștigat. Ăsta e un obiectiv al nostru principal. În rest, ce facem noi e treaba noastră, nu ne e greu deloc pentru că ne place. Mie personal îmi place ce fac și nu mi-e greu deloc, chiar dacă am o vârstă. De aceea, considerați că și de acum încolo eu voi face același lucru, poate chiar mai mult de acum încolo, pentru că, așa cum v-am zis, mă obligă această onoare de a fi cetățean. Nu m-am gândit niciodată la funcția asta, pe cuvânt. Și chiar vă spun sincer, nu m-am gândit, nici nu... Dar faptul că a venit mă onorează și mă simt cumva emoționat. Am transpirat, nu vă arăt că e și presa aici, dar am transpirat în această sală. Dacă vreți să mă întrebați ceva special, mie îmi place să fac, nu să vorbesc. Da, domnul viceprimar, Marcel Iordache. Și aș vrea să felicit pe domnul Ivan Pasachiri și aș vrea să fac o propunere. Pe viitor, poate dacă e posibil, și o stradă să sunt principală din Turcia să spunească Ivan Pasachiri. Mai bine ceea ce facem noi, dacă facem canalul olimpic sau dacă facem, reușim paleză să o facem așa cum gândim noi împreună cu primărie și Consiliul Județean. Adică vor valora mai mult decât o stradă și... Mulțumesc. Încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului Ivan Pațachin pentru onoarea care ne-a făcut-o astăzi să fie prezent. Chiar dacă pentru domnia sa l-am luat ca și o surpriză, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și încă o dată vă rog să-l felicităm și să-l aplaudăm pe domnul Ivan Pațachin. Aici, în sală sau în competiții? Cred că cel mai greu mi-a fost aici, pentru că a fost foarte emoționant pentru mine. Faptul că n-am știut până în ultima clipă că se va întâmpla acest eveniment m-a făcut să mă simt foarte stânjenit, foarte stresat, așa, dar faptul cum au evoluat lucrurile m-a mobilizat, m-a făcut să mă simt mândru că sunt turcean, să mă simt mândru și ceea ce voi face, ce am făcut și ce voi face în continuare. Este primul titlu de acest gen pe care l-ați primit până acum? La nivel de municipiu, da. Așa, în Comuna Crișan a mai fost Maliuc, Delta, dar municipiu e primul municipiu și sunt onorat și chiar n-am cuvinte să spun ceea ce simt acum. Cum vi s-a părut ideea de a amplasa canocile la intrarea în municipiul Tulcea sau în județul Tulcea? Nu știu dacă... Da, nu trebuie să devin acum Ivan Pațachin simbolul orașului Tulcea. Eu sunt conștient de ceea ce s-a pus în discuție aici, dar cred că cel mai bine e să facem lucruri frumoase despre Tulcea și lucrurile să vorbească de la sine. Consider că să pui numele tău peste tot sau să pui embarcațiuni în toate colțurile, nu cred că e binevenit. Faptul că sunt tulcean, asta cred că mă onorează
să fiu în continuare așa cum am fost și până acum și cred că și pentru cei la fel de bine faptul că sunt prezent aici și voi fi în continuare cât voi avea zile începătul. Ați afirmat că mai importante sunt proiectele pe care dumneavoastră le derulați aici și ar vrea, dacă se poate, să ne vorbiți despre ediția de anul acesta a Romania Fest, cu ce vine nou? Vine cu mai multe lucruri. Noi, în primul rând, că păstrăm tradiția cu etnii, păstrăm tradițiile cu întrecerea pescărească, întrecerile cu canotca de 10+1, triatlonul va fi deja la a doua ediție. Cei de la maraton, Tidu de pe Dunăre, surpriza va fi anul acesta că va apărea o plută imensă care a plecat deja din Serbia și va ajunge la festival. Și probabil că și cei care vor susține partea cea mai frumoasă seară, trupele care vor fi prezente aici, vor fi surprize plăcute pentru publicul din Turcia. Despre canalul olimpic ați mai vorbit. E în un ce vis de-al stadiu foarte se aflați mai... Este la nivel de Consiliul Județean, se discută. Lucrează, nu se discută, se lucrează, s-au făcut identificări de teren, s-a apelat și la Ministerul Agriculturii să-l transfere la Ministerul Sportului și e un curs de pregătire pentru proiectele 2014-2020 ca să putem obține pe baza proiectelor europene să putem realiza acest canal, care va fi unic, pentru că Turcia merită, așa cum spunea cineva în sală, avem mulți campioni, dar în ultimii 20 de ani nu prea putem să ne mândrim și acest lucru trebuie făcut cumva, ca această tradiție de a vâsli și de a deveni campion să redevină așa cum a fost. Apropo de canoci, canocile, din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul dumneavoastră, mi-ați explicat. Canotca este o chestie inovatoare. Lotca e tradițională, de-aia am fost și la un cu lotca tradițională pescărea. Aia trebuie să devină simbolul Tulce, să devină chiar cum e gondola în Veneția, să devină lotca în Delta, ca orice turist care vine, dacă nu s-a plimbat cu lotcă, înseamnă că n-a fost în Delta. Canotcă e o embarcațiune creată de noi tocmai ca să păstrezi cumva tradiția de lotcă, dar să vii cu ceva nou. Pentru genul ăsta de turist este mult mai trendy, mai ușoară, mai ușor de manipulat față de lotcă tradițională, e mai greoaie, mai utilitară. Deci este un hibrid între lotcă și canoe. Mi-ați ridicat o știre. Domnule primar. Și legat de această embarcațiune, evident că eu cred că discutăm cu domnul Pațaichin, putem să găsim o soluție, chiar dacă holul primăriei nu este extrem de generos, dar cred că poate să fie un loc interesant unde poate să stea o canotcă, nu? Atât de reprezentativă pentru ceea ce înseamnă trendul eco pe care domnul Pațaichin îl promovează. Domnul Pațaichin, ca orice mare personalitate, este timid și modest. Dar domnul Pațaichin chiar este un simbol al Deltei și noi suntem, începând de astăzi, extrem de mândri și de onorați că putem să avem un cetățean de onoare, așa cum este domnul Ivan Pațaichin. De ce așa târziu? Niciodată nu târziu. Sigur că da, am zis eu că e acum un moment și un timp bun pentru ceea ce înseamnă recunoașterea acestor merite extraordinare ale domnului Ivan Pațaichin. Evident, nu numai despre meritele sportive discutăm aici, și ceea ce înseamnă, până la urmă, implicarea din ultimii 4-5 ani a domnului Ivan Pațaichin în ceea ce înseamnă susținerea tuturor demersurilor privind dragostea, păstrarea și politica pentru mediu, iar noi suntem o zonă din România unde, într-adevăr, în ceea ce înseamnă mediu, avem încă foarte mult de lucru, iar domnul Ivan Pațaichin nu face decât să ne sprijine și să fie alături de noi în acest demers, iar noi suntem extrem, extrem de onorați că putem fi alături de domnia sa privind toată această politică de mediu care privește acest unicat al Europei și nu numai,
Evident, vorbesc aici despre Delta Dunării.